Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Ei bine, astăzi vom vorbi despre o altă garnitură de-a mea, și anume cea cu locomotiva 060DA, proaspăt cumpărată, o garnitură nou formată, neașteptată, având în vedere faptul că nu mă așteptam să se lanseze un astfel de model pe piață după Tilig. Un model pe care mi-l doream de foarte mult timp și care astăzi stă la un loc de cinste, alături de o garnitură superbă, aș putea spune. După cum vedeți, de fapt nu se vede foarte bine, avem patru vagoane și vom începe să le prezentăm, dar mai întâi locomotiva. Să-i dăm drumul. Avem superbul diesel 060DA, o locomotivă, așa cum am spus, pe care mi-o doream de foarte mult timp. Cu toate că este un model recent lansat, nu excelează foarte bine la detalii și la finisaje, dar cu toate astea, este un 060DA, o locomotivă mult cerută de piața românească. Vom începe de aici. De exemplu, acest logo cu Electroputere Craiova România nu este bine vopsit, dar cu toate astea, locomotiva arată destul de bine. Având în vedere faptul că aceasta este a doua serie de locomotive, au fost remediate erorile cele mai mari și modelul arată deja destul de bine. Cu toate că îi lipsește instalația INTA de pe acoperiș, a fost ales un model fără această instalație. Mi-ar fi plăcut sincer să am așa ceva, mai lipseau aici câteva cutii care fac parte din instalația INTA. Cu toate astea pot fi adăugate pe viitor, fără niciun fel de problemă. Cam asta ar fi locomotiva, cât se poate de frumoasă, logo-ul CFR vechi alături de cel nou, plăcuța cu numărul de matriculare 60 8197. Foarte bine arată modelul. Aici sub litere avem capacele unde se află bateriile, rezervorul și două boghiuri, după cum se poate vedea. Arată cât se poate de bine. Avem aici atenție verii linia de contact, o inscripție cu privire la curentul de sus, linia de contact. Deasupra, la fel cum am spus, lipsește instalația INTA, dar cu modelul în realitate nu are, este cât se poate de corect. Avem evacuare acolo. Fiecare nit este prezentat. Aici avem o găurică, să-i spunem, unde vin goanele fixate, chiar dacă modelul de față are fluier. Farul central, împreună cu celelalte două galbene. De asemenea, avem iluminare în cabină, nu știu cât de bine se poate vedea, dar se poate vedea, se poate observa lumina care bate acolo, se vede. Cam asta ar fi locomotiva, un model care arată cât se poate de bine, model pe care l-așteptam, pe care de fapt nu mă așteptam să am așa ceva în colecție, deoarece acele tiliguri se vindeau foarte scump pe eBay. De asemenea, merită adăugat faptul că această locomotivă este un model cu un șasiu mai lung, după cum vedeți. Distanța între boghiu și rezervor este o idee mai mare, pentru că așa corespunde modelul PKP, care a fost modelul lor de bază pe care l-au făcut cei de la MTB. Și atunci s-a ales o mașină de la CFR Călători care respectă totuși această, cum să spun, această idee, să-i spunem așa, acest criteriu pe care ei s-au bazat. Ideea este că este un boghiu un pic mai lung și atunci distanța între boghiu și rezervorul de motorină este o idee mai mare. Cu toate astea este aproape insesizabil, dar mașina în realitate exact așa este pe tipul ăsta de șasiu mai lung, deci nimic greșit aici, bravo lor! Cam asta ar fi cu mașina. Să trecem mai departe și la vagoane. Avem un vagon AVA 200, seria 2190, care este capabil să meargă cu 200 de km la oră în realitate. Unul dintre primele vagoane tip AVA 200 lansate de amintiri feroviare. Nu mai știu exact care a fost primul tip de vagon de călători pentru CFR Călători, evident. Cu toate astea,
Vagonul se prezintă într-o stare excelentă în continuare. Câteva inscripții. Detalii care au evoluat pe următoarele vagoane de acolo, o să vă arăt și diferențele. La momentul în care eu am achiziționat acest vagon, era o promoție. După cum vedeți, în primul compartiment acea banchetă este o banchetă în plus. Iar într-unul din compartimente, aici în al treilea, după cum vedeți, este una în minus. Nu mai știu care era promoție, dar erau premii destul de frumoase, care constau în modele. Cam asta ar fi cu vagonul, nu am foarte multe lucruri de spus. Vom trece mai departe la un vagon de clasa 1 tip YB70 de la Rocco, seria 1950, cu stația de domiciliu la Suceava. Vagon care are viteza maximă de 140 km pe oră, deoarece avem frână pe saboți. Model de la Rocco care este cu mult deasupra celor de la T-League. Din punctul meu de vedere avem o detaliere mult mai bună la ramele geamurilor, după cum vedeți. Aici la ușă vine și scăriță, dar care este în continuare în accesorii. Nu unde se ocultă punguța. Logo-ul CFR Șobolan, cum îi spune. Detalii, viteza maximă 140, cum spuneam. Pe partea aceasta avem coridorul. Și la acest vagon avem în punguța cu accesorii și plăcuțe cu rute diferite pe care a circulat vagonul în realitate. Cam asta ar fi. Albastrul ăsta arată cât se poate de bine. Trecând mai departe, ajungem tot la un AVA 200 tip 2190, dar de data asta cu inscripții Mihai Eminescu, deoarece este din setul Amintiri Feroviare 25002, un vagon care iarăși arată cât se poate de bine, detaliat suficient de mult. Și acum vedeți care este diferența. Avem câteva manete în plus aici față de modelul precedent AVA 200, deci se vede o oarecare evoluție, cu toate că setul este destul de vechi. Au apărut și vagoane AVA 200 mai noi, care sunt probabil și mai detaliate, însă nu pot să-mi dau cu părerea deoarece nu am cumpărat un astfel de set. Viteza maximă tot de 200 de km pe oră, dacă ar fi așa perfect la focusat. Filmez cu telefonul și mi-e un pic mai greu. Cam asta ar fi și cu vagonul. Cât se poate de frumos, inscripția cu Mihai Eminescu face toți banii din punctul meu de vedere. Arată cât se poate de bine. Și ultimul, dar nu cel din urmă, tot AVA 22190, doar că avem numărul de matriculare schimbat. Cam asta ar fi. Vagoanele de față, acestea cu inscripții Mihai Eminescu, beneficiază de poteț rabatabil, acesta dintre vagoane. Se poate coborâ, însă tampoanele nu sunt funcționale ca la modelele mai noi, dar cu toate astea potețul se poate rabata fără niciun fel de problemă. Cam asta ar fi. Un lucru pe care aș vrea să-l mai adaug este faptul că acestea vin cu logo CFR vechi, care am impresia că este înainte de anii 2000. Nu știu exact, poate mă lămurește cineva în comentarii. Cam asta ar fi cu garnitura. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri, să vă abonați la canal dacă încă nu sunteți și până data viitoare eu vă spun numai bine!